Salutare și bine ați venit în clasa 8-a! Vom rezolva în continuare un model de test care verifică noțiunile de bază acumulate în clasa a 7-a. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să începem cu primul exercițiu, unde va trebui să ne reamintim radicalii. Sunt curioasă dacă știi. Care este inversul numărului 8? Lasă-mi un comentariu cu răspunsul tău. Avem următoarea fracție. 4 supra radical din 50. Haideți să vedem radical din 50 cum îl vom descompune. Îl vom lua pe 50 și îl vom descompune în factori ireductibili. 50 se împarte la 10 și atunci noi vom putea pune 2 ori 5 ca să scăpăm de acest 0. Apoi rămâne 5 care se împarte la 5, iar apoi rămâne 1. Și atunci radical din 5 îl vom putea scrie ca 2 ori 5 la puterea a doua. Ce avem la puterea a doua, adică 5 la a doua, va ieși de sub radical, iar sub radical va rămâne 2. Apoi observăm că urmează radical din 8. Noi știm că pe 8 vom putea să-l scriem ca 2 la puterea a treia. Și egal mai departe cu 2 la puterea a treia este o putere impară și atunci vom putea să scriem 2 la a treia ca 2 la a doua ori 2. Pentru că 2 la a doua ori 2 înseamnă 2 la a treia. Și l-avem pe 2 la a doua cu putere de 2, iasă în față ca 2 și sub radical rămâne 2-ul singur. 2 radical din 2. Iar acum, haideți să revenim la exercițiu și vom scrie 4 supra. În loc de radical din 50, vom scrie 5 radical din 2 plus 3 supra radical din 8, vom scrie 2 radical din 2. Ghidăm paranteza și apoi continuăm. În paranteza cu 5 supra 2 radical din 2 va trebui să raționalizăm cu radical din 2 pentru că a scăpat de radical la numitor și vom obține 5 radical din 2 supra, dacă am raționalizat cu radical din 2, jos vom avea 2 ori radical din 4, adică 2 ori 2, deci vom putea scrie direct supra 4. Iar apoi continuăm cu minus. Fracția aceasta rămâne la fel, 3 radical din 2 supra 2. La prima paranteză, observăm că avem 4 supra 5 radical din 2 din nou. Raționalizăm cu radical din 2 ambele fracții și va rezulta 4 radical din 2 supra, jos rămâne 5 ori 2, adică 10 plus 3 radical din 2 supra, 2 ori 2, 4. Minus. Iar aici, în paranteză, va trebui să aducem la același numitor. Numitorul comun va fi 4 și atunci a doua fracție o vom amplifica cu 2 și vom obține 5 radical din 2 minus 6 radical din 2. Totul supra 4. Observăm că la prima fracție mai putem simplifica 4 cu 10, sus rămâne 2 și jos 5. Și vom avea 2 radical din 2 supra 5 plus 3 radical din 2 supra 4 minus, acum, 5 radical din 2 minus 6 radical din 2, avem radical, același radical și atunci vom putea scădea numerele din față și vom obține minus 1 minus radical din 2, pentru că 5 minus 6 ne dă minus 1, deci nu-l mai punem, totul supra 4. În prima paranteză vom aduce la același numitor. Numitorul comun între 4 și 5 este 20. Prima fracție vom amplifica cu 4, iar a doua cu 5. Și vom obține 8 radical din 2 plus 15 radical din 2, totul supra 20. Iar acum observăm că avem minus cu minus. Ne va da plus radical din 2 supra 4. 8 plus 15 ne va da 23 radical din 2 supra 20 și plus radical din 2 supra 4. Amplificăm cu 5 a doua fracție pentru a aduce la același numitor și vom avea 23 radical din 2 plus 5 radical din 2, totul supra 20. Deci vom obține 23 plus 5, pentru că ambele au radical din 2, ne va da 28 radical din 2 supra 20. Simplificăm 28 cu 20 prin 4, sus rămâne 7
iar jos 5 și ca rezultat final vom obține 7 radical din 2 supra 5. Mergem la exercițiul 2. Se consideră numerele. Avem numerele A și B. Va trebui să calculăm la punctul A valorile numerelor A și B. Din nou avem radicali. Observăm că la numărul A avem 4 supra radical din 20. Haideți să descompunem radical din 20. Adică pe 20 îl descompunem în factor prim. Observăm că se împarte la 2, ne va da 10. Se împarte din nou la 2, ne dă 5. 5 se împarte la 5 și 1. Și vom avea 2 la puterea 2 ori 5. Pentru că l-avem pe 2 la 2 care iasă de sub radical, va rezulta 2 radical din 5. Acum radical din 12, noi știm că 12 îl putem scrie ca 3 ori 4. Adică 3 ori 2 la 2, 2 la 2 iasă de sub radical ca 2 și sub radical mai rămâne 3. Și atunci pe numărul A îl vom putea scrie 4 supra. În loc de radical din 20 punem 2 radical din 5 și continuăm cu plus 2 radical din 3. Iar apoi plus radical din 3 minus 1. Și ce va trebui să ne mai reamintim noi acum este raționalizarea. Când avem 2 termeni jos. 2 radical din 5 plus 2 radical din 3. Deci vom raționaliza cu 2 radical din 5 minus 2 radical din 3. Și atunci sus va rămâne 4 înmulțit cu 2 radical din 5 minus 2 radical din 3. Iar jos vom avea 2 radical din 5 plus 2 radical din 3 pe lângă 2 radical din 5 minus 2 radical din 3. Deci cu ce am raționalizat am înmulțit atât sus cât și jos. Și continuăm cu plus radical din 3 și minus 1. Vom avea 4 pe lângă 2 radical din 5 minus 2 radical din 3, iar jos avem o formulă de calcul prescurtat. Adică A plus B pe lângă A minus B, când avem de forma aceasta, vom avea A la a doua minus B la a doua. Adică 2 radical din 5 la puterea a doua minus 2 radical din 3, totul la puterea a doua, plus radical din 3 minus 1. Deci numărul A va fi egal cu, haideți să lăsăm sus tot așa, 4 pe lângă 2 radical din 5 minus 2 radical din 3, totul supra, deci vom avea 4 ori 5 va fi 20 minus 4 ori 3 ne va da 12. Deci numărul A va fi egal cu, sus lăsăm tot așa, 4 pe lângă 2 radical din 5 minus 2 radical din 3, totul supra, 20 minus 12 ne va da 8 și continuăm cu plus radical din 3 minus 1. 4 cu 8 se simplifică, sus rămâne 1 și jos 2. Și sus avem 2 radical din 5 minus 2 radical din 3 supra 2 plus radical din 3 minus 1. Vom aduce la același numitor radical din 3 și 1 cu 2. Și atunci obținem 2 radical din 5 minus 2 radical din 3 plus 2 radical din 3 minus 2 supra 2. Observăm că 2 radical din 3 cu minus 2 radical din 3 se simplifică, ne mai rămâne 2 radical din 5 minus 2, totul supra 2. Și de aici rezultă că A va fi egal cu, sus observăm că putem să-l dăm pe 2 factori comuni și va fi radical din 5 minus 1 supra 2. 2 cu 2 se simplifică și rezultă că numărul A va fi radical din 5 minus 1. Deci l-am obținut pe A. Vom trece la B. Haideți să rezolvăm și pe B. Observăm că aici avem radical din 32, pe care dacă îl vom descompune, 32 se împarte la 2, ne dă 16, se împarte la 2, ne dă 8, care se împarte la 2, obținem 4, se împarte la 2, 2 cu 2 și 1. Și vom avea 2 la puterea 1, 2, 3, 4, 5. Vom avea radical din 2 la 5, pe care îl vom putea scrie ca 2 la 4 ori 2, ca să facem o putere pară. Și 2 la 4 va ieși de sub radical în jumătățit, adică 2 la 2 și sub radical va rămâne acest 2. Deci radical din 32 ne va da 4 radical din 2. Radical din 20 l-am descompus sus,
care îl putem scrie ca 4 ori 5, adică 2 la a doua ori 5 și îl scriem ca 2 radical din 5. Și radical din 8, la fel, îl avem ca 2 la a treia, îl putem scrie ca 2 la a doua ori 2, adică 2 radical din 2. Să revenim la exercițiu. 6 supra 4 radical din 2 minus 2 radical din 5 și continuăm cu minus 2 radical din 2 și plus 1. B va fi egal cu. Acum din nou, va trebui să raționalizăm. Vom raționaliza cu 4 radical din 2 plus 2 radical din 5 și vom avea 6 pe lângă 4 radical din 2 plus 2 radical din 5, totul supra. Din nou, 4 radical din 2 minus 2 radical din 5 pe lângă 4 radical din 2 plus 2 radical din 5. Și continuăm cu minus 2 radical din 2 și plus 1. Deci B va fi egal cu 6 pe lângă 4 radical din 2 plus 2 radical din 5. Și acum vom avea A la 2 minus B la 2, adică 4 radical din 2 la puterea 2, care ne va da 32 minus 20, adică 12. Minus 2 radical din 2 plus 1. Simplificăm 6 cu 12, sus rămâne 1 și jos 2. Deci B va fi egal cu 4 radical din 2 plus 2 radical din 5, totul supra 2. Minus 2 radical din 2 plus 1. Din nou, aducem la același numitor, care este 2, și vom avea 4 radical din 2 plus 2 radical din 5 minus 4 radical din 2 plus 2. Totul supra 2. Ni se simplifică 4 radical din 2 cu minus 4 radical din 2 și vom obține B ca fiind 2 radical din 5 plus 2 supra 2. Și sus observăm că mai putem să-l dăm pe 2 ca factor comun și vom avea 2 pe lângă radical din 5 plus 1, totul supra 2. Simplificăm și 2 cu 2, iar numărul B va fi radical din 5 plus 1. Și la punctul B va trebui să calculăm media geometrică a numerelor A și B. Noi am obținut că numărul A este radical din 5 minus 1, iar B este radical din 5 plus 1. Iar media geometrică a numerelor A și B este radical din A ori B, adică radical din 5 minus 1 pe lângă radical din 5 plus 1. Din nou, vom folosi aceeași formulă, radical din 5 la puterea a doua minus 1 la a doua, dar totul sub radical. Și vom avea 5 minus 1, adică radical din 4 și ne-a dat 2. Media geometrică a celor două numere. Problema 4. Determinați valoarea numărului n. N va fi egal. Când avem numere de forma aceasta, radical de forma aceasta, adică radical din 3 minus 2, totul la puterea a doua, va ieși de sub radical cu modul. Modul de radical din 3 minus 2. Apoi continuăm cu plus, modul de 3 minus 2 radical din 3 și minus modul de 1 minus radical din 3. Și acum va trebui să explicităm modulul. Să explicităm modulul, va trebui să comparăm numerele. De exemplu, deci vom lua deoparte modul de radical din 3 minus 2. Radical din 3 vom ridica la puterea a doua. Radical din 3 la puterea a doua este 3, iar 2 la puterea a doua va fi 4. Și atunci înseamnă că 3 este mai mic decât 4, adică radical din 3 este mai mic decât 2. Și atunci acest modul vom scrie radical din 3 minus 2 va fi egal cu minus și acum paranteză radical din 3 minus 2 pentru că se vor schimba semnele. Deci continuăm cu n și am stabilit că modul de radical din 3 minus 2 va ieși cu minus și paranteză radical din 3 minus 2. În paranteză. Acum urmează plus. Modul de 3 minus 2 radical din 3. Dacă ridicăm pe 3 la a doua, va fi 9. Și minus 2 radical din 3 va fi 12 ridicat la puterea a doua. 9 minus 12 va fi cu minus. Deci din nou, haideți să pun o paranteză dreaptă, minus. Și acum punem 3 minus 2 radical din 3.
Și minus, din nou, avem modul de 1 minus radical din 3 ridicat la a doua va fi 1 minus radical din 3 la a doua va fi 3. 1 minus 3 va fi minus 2, de semnul este negativ. Și atunci vom avea din nou minus și voi pune tot așa minus 1 minus radical din 3. Deci se schimbă semnele. N va fi egal cu minus radical din 3 plus 2, deci puteam scrie direct așa, am pus minusul ca să vă dați seama mai bine. Vom avea minus, pentru că plus cu minus ne dă minus, și 3 minus 2 radical din 3, iar apoi desfacem paranteza. Și aici minus cu minus ne va da plus. 1 minus radical din 3, dar păstrăm parantezele. Minus radical din 3 plus 2 și acum minus 3, aici minus cu minus ne va da plus 2 radical din 3 și plus 1 minus radical din 3. Iar n vom obține ca fiind, observăm că minus radical din 3 cu minus radical din 3 ne dă minus 2 radical din 3. Acum, 2 minus 3 va fi minus 1, apoi continuăm cu plus 2 radical din 3 și plus 1. Iar n va fi egal cu, observăm că se reduce minus 2 radical din 3 cu 2 radical din 3 și minus 1 cu 1. Iar n ne-a dat 0. Deci am determinat valoarea numărului natural n. Problema 5. Va trebui să rezolvăm următorul sistem de ecuații. Avem două ecuații, dar nu le avem ordonate cu x, y egal cu ceva. Haideți să facem calculele. Și vom avea ecuația de sus va fi 6x plus 15, deci înmulțesc pe 3 cu fiecare termen din paranteză. Apoi continui cu minus 8y. Și aici, atenție, avem minus 2 minus 3 plus 6 egal cu 7. Trecem la a doua ecuație, adică 10x plus 2y minus 14. Și acum, atenție, minus 9x minus 12y și plus 27 egal cu minus 24. Prima ecuație, vom avea 6x minus 8y, avem 15 plus 6, adică plus 21, egal cu 7. Iar jos reducem termenii asemenea, pentru că avem 10x minus 9x va fi x, apoi avem 2y minus 12y va fi minus 10y, și acum minus 14 plus 27 ne va da plus 13, egal cu minus 24. Dacă și numai dacă, 6x minus 8y, îl trecem pe 21 cu semn schimbat și vom avea 7 minus 21, adică minus 14. Iar jos vom avea x minus 10y egal cu minus 24 minus 13 va fi minus 37. Iar acum am ajuns la două ecuații simple, x, y egal cu ceva. Și acum, haideți ca prima ecuație, observăm că se împarte la 2, să avem termen mai ușor. Și vom avea 3x minus 4y egal cu minus 7. Iar a doua este x minus 10y egal cu minus 37. Vom putea alege fie metoda substituției, fie metoda reducerii. Scrieți în comentarii care metodă vă place mai mult și pe care o considerați mai ușoară. Metoda substituției sau metoda reducerii. În rezolvarea acestui sistem, voi folosi metoda reducerii și aleg să reduc pe x, pentru că vom putea mulți a doua ecuație cu minus 3 și vom avea 3x minus 4y egal cu minus 7, iar a doua ecuație se mulțește fiecare termen. Și va rezulta minus 3x plus 30y egal cu minus 37 ori minus 3 va fi cu plus 111. Și acum vom aduna aceste două ecuații, x-ul se reduce, și vom avea minus 4y plus 30y, adică 26y, egal cu 111 minus 7, adică 104. Și y va fi 104 supra 26, deci y va fi egal cu 4. Deci se împarte exact. Și acum l-am aflat pe y și haideți în prima ecuație să înlocuim pe y să-l aflăm pe x, adică 3x minus 4 ori 4 egal cu minus 7. 3x minus 16 egal cu minus 7.
3x va fi egal cu 16 minus 7. 3x va fi egal cu 9. De unde rezultă că x va fi egal cu 3. Și ca soluție am obținut perechea 3 și 4. Întotdeauna se pune x-ul urmat de y. Continuăm cu exercițiul 6. Arătați că numărul natural n este divizibil cu 23 pentru orice număr n mic aparține numerelor naturale. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Deci luăm deoparte pe n, care este 3 ori 2 la n plus. Acum va trebui să-l descompunem pe 2 la n plus 1 în 2 la n ori 2 plus. Continuăm cu 5 ori 2 la n plus 1. Asta înseamnă 5 ori 2 la n ori 2. Și plus 2 la puterea n plus 3 îl putem scrie 2 la n ori 2 la a treia. Și acum observăm că în fiecare termen îl avem pe 2 la n. Îl vom da factor comun. Deci n mare va fi egal cu 2 la n pe lângă 3, ce ne mai rămâne din primul termen 3, plus. Apoi continuăm. Ne mai rămâne 2 plus 2 plus. Apoi va rămâne 5 ori 2 și plus 2 la puterea a treia. N mare va fi egal cu 2 la n pe lângă. Haideți să facem calculele în paranteze. Vom avea 3 plus 2 este 5 plus 5 ori 2, 10 și plus 2 la puterea a treia, 8. N mare va fi egal cu 2 la n ori 5 plus 10 este 15 plus 8 va fi 23. Și am obținut că n mare este 2 la n ori 23 și asta înseamnă că este un număr divizibil cu 23. Mergem la problema 7. Avem o problemă de geometrie. Avem un triunghi dreptunghi ABC cu unghiul BAC de 90 de grade. Deci avem unghiul A, unghi drept. Apoi avem AD perpendicular pe BC. D aparține lui BC. Și avem pe AB fiind 12 cm. Și măsura unghiului DAC este de 60 de grade. Dacă semitreapta AM, M aparține lui DC, este bisectoarea unghiului DAC, deci împarte unghiul DAC în două părți egale, în două unghiuri egale, va trebui să calculăm area și perimetrul triunghiului ABC. Haideți să vedem. Pentru primul punct, pentru a calcula area, vom începe cu formula ariei. Area unui triunghi dreptunghic, deci area lui ABC în cazul nostru va fi cateta 1 ori cateta 2 supra 2. Adică AB ori AC, totul supra 2. Noi îl cunoaștem pe AB, va trebui să-l mai aflăm pe AC. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Ne uităm în triunghiul ADB, care este un triunghi. Triunghiul ADB cu măsura unghiului D de 90 de grade, pentru că AD este perpendicular pe BC, AD fiind înălțime în triunghiul ABC. Deci aceste lucruri le cunoaștem din ipoteză. Mai cunoaștem că AB are 12 cm, iar apoi noi vom putea zice că măsura unghiului DAB, deci măsura acestui unghi, deci să-l notăm cu altă culoare, măsura unghiului acesta, măsura unghiului BAC minus măsura unghiului DAC. Pentru că măsura unghiului BAC este de 90 de grade fiind triunghi dreptunghic și acum facem minus măsura unghiului DAC, care știm din ipoteză că are 60 de grade. Și atunci rezultă că măsura unghiului DAB este de 30 de grade. Deci acest unghi este de 30 de grade. Și vom putea aplica, de exemplu, cosinus de 30 de grade și aflăm AD-ul, înălțimea. Și vom vedea la ce ne folosește. Deci aplicăm cos de 30 de grade. Definiția cosinusului este cateta alăturată supra ipotenuză. În cazul nostru, cateta alăturată este AD supra ipotenuză. În cazul nostru, ipotenuza este AB. Deci este latura care se opune unghiului drept. Și de aici rezultă
Cosinus de 30 de grade este radical din 3 pe 2 egal cu AD supra 12. AD va fi egal cu 12 radical din 3 supra 2. Simplificăm 2 cu 12, rezultă că AD ne va da 6 radical din 3. Și pentru că l-am aflat pe AD ca fiind 6 radical din 3, acum ne mutăm în triunghiul ADC. Deci avem triunghiul ADC cu măsura unghiului de 90 de grade. Mai știm că măsura unghiului DAC este de 60 de grade, lucru pe care îl cunoaștem din ipoteză, și de aici putem să-l aflăm pe AC. Deci aplicăm cosinus de unghiul DAC este cateta alăturată, în cazul nostru AD, supra ipotenuză, supra AC. Deci avem cosinus de 60 de grade va fi egal cu AD supra AC. Cosinus de 60 de grade este 1 pe 2 egal cu 6 radical din 3 supra AC, de unde rezultă că AC va fi 2 ori 6 radical din 3. Deci de aici rezultă că AC ne va da 12 radical din 3 centimetri. Area triunghiului ABC va fi egală cu AB ori AC supra 2. În cazul nostru, AB este 12 ori AC 12 radical din 3, totul supra 2. Simplificăm 2 cu un 12, ne dă 6. 6 ori 12 radical din 3 ne va da 72 radical din 3 centimetri pătrați. Și mai avem de aflat perimetru triunghiului ABC. Noi știm cele două catete și va trebui să aflăm ipotenuza BC și va trebui să aplicăm în triunghiul ABC teorema lui Pitagora. Deci avem triunghiul ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade și rezultă conform teoremei lui Pitagora că AB la a doua plus AC la puterea a doua egal cu BC la puterea a doua. Deci vom putea scrie invers, BC la puterea a doua va fi AB la a doua 12 la a doua plus AC este 12 radical din 3, totul la puterea a doua. Deci de aici va trebui să facem calculele, BC la a doua va fi 144 plus 12 radical din 3 la a doua va fi 12 la a doua, 144 ori 3 și ne va da 432. BC la puterea a doua va fi 144 plus 432, adică 576. Iar BC va fi radical din 576, deci BC ne va da 24 de centimetri. Deci am aflat ipotenuza și acum vom putea afla perimetru, pentru că perimetrul triunghiului ABC este format din AB plus AC plus BC. AB este 12 plus 12 radical din 3 și plus 24. Vom putea aduna 12 cu 24, ne va da 36 plus 12 radical din 3. Ce mai putem face este să dăm un 12 factor comun și vom avea 12 pe lângă 3 plus radical din 3 centimetri. Vom merge la punctul B și va trebui să aflăm pe AM, unde AM este bisectoarea unghiului DAC. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Deci, noi știm că AM este bisectoarea unghiului DAC. Măsura unghiului DAC este de 60 de grade. MAD, deci măsurile acestor unghiuri, sunt de 30 de grade. Deci rezultă că măsura unghiului MAD este de 30 de grade. Și acum vom lua triunghiul ADM, care este dreptunghic în D, pentru că AD este înălțime în triunghiul ABC și noi mai știm că măsura unghiului MAD este de 30 de grade. Și îl mai avem pe AD, care l-am aflat la punctul A, deci AD este 6 radical din 3. Și de aici rezultă, aplicăm tot cosinus de 30 de grade, deci cateta alăturată,
care este AD supra ipotenuză, supra AM, care este necunoscuta noastră. Cosinus de 30 de grade este radical din 3 supra 2 egal cu AD. Este 6 radical din 3 supra AM. Iar de aici rezultă că AM este 2 ori 6 radical din 3 supra radical din 3. Simplificăm radical din 3 cu radical din 3 și rezultă că AM ne-a dat 12 cm. Deci am aflat lungimea bisectoarei. La punctul C va trebui să aflăm distanța de la M la latura AC. Iar distanța de la M la latură este perpendiculară adusă din M pe AC. În cazul nostru am construit-o ca fiind MM' și de aici avem că MM' este perpendicular pe AC. Și observăm că se formează triunghiul MM'A. Aici este un drept, avem triunghiul MM'A, unde avem măsura unghiului M'. Este 90 de grade, mai știm că măsura acestui unghi este de 30 de grade, pentru că știm că tot unghiul DAC este de 60 de grade, iar AM este bisectoarea unghiului. Deci măsura unghiului MAM' este de 30 de grade. Și noi ce mai cunoaștem în acest triunghi? Mai cunoaștem că AM este de 12 cm. Lucru pe care l-am aflat la punctul B. Și atunci, având aceste date, putem aplica sinus de unghiul M'AM. Definiția sinusului este cateta opusă, adică MM' supra ipotenuză. În cazul nostru, ipotenuza este AM. Și apoi aplicăm sinus de 30 de grade, care va fi MM' supra AM este 12. Sinus de 30 de grade este 1 pe 2 egal cu MM' supra 12. Deci rezultă că MM' va fi 1 ori 12 supra 2, adică 12 supra 2, rezultă că MM' ne-a dat 6 cm. Deci distanța de la punctul M la latura AC este MM', adică egal cu 6 cm. Trecem la problema 8. Avem un trapez ABCD, un trapez isoscel, cu AB paralel cu CD, unde AB este mai mare decât CD și AD este egal cu BC, deci trapez isoscel. Știind că AC este perpendicular pe BC, avem AB, deci tot AB-ul este de 24 de centimetri și CD este de 12 centimetri. Calculați perimetrul trapezului. Haideți să începem cu punctul A. La punctul A, fiind trapez isoscel, avem AB 24 și DC 12. Vom duce înălțimile prima dată. DD' și CC'. Pentru că noi știm că aceste porțiuni AD' și C'B sunt egale. Haideți să scriem prima dată din ce se formează AB. AB-ul este format din AD' plus D'C' și plus C'B. AB va fi egal cu... Haideți să notăm aceste porțiuni cu X, pentru că sunt egale, fiind trapez isoscel, iar porțiunea din D'C' este egală cu DC, adică tot cu 12 cm. Deci vom putea scrie că am notat AD' egal cu C'B egal cu X. Deci cele două porțiuni fiind egale. Și atunci vom avea X plus și mai avem că D'C' am zis că este egal cu DC egal cu 12 cm. Și vom avea X plus 12 plus X. AB este 24 egal cu X plus X ne va da 2X plus 12. Deci rezultă că 2X va fi 24 minus 12. Deci 2x va fi egal cu 12, rezultă că x ne-a dat 6 cm. Și atunci porțiunile acestea sunt de 6 cm. Acum le vom putea nota cu 6. Și pentru a afla perimetrul trapezului nouă ne trebuie toate laturile. Noi știm doar DC și AB. Iar acum, din ipoteză, noi mai știm că AC este perpendicular pe BC. Haideți să-l vedem. Deci AC
este perpendicular pe BC. Asta înseamnă că se formează un unghi drept. Aici avem un unghi drept. Avem triunghiul ACB dreptunghic, cu măsura unghiului ACB de 90 de grade. Iar din acest triunghi vom putea să-l aflăm, să aflăm pe CC' înălțimea. CC' la puterea a doua va fi egal cu AC' ori C'B. CC' la puterea a doua va fi egal cu, observăm că AC' se compune din AD' plus D'C, adică 6 plus 12 este 18, iar porțiunea aceasta C'B este 6. Și avem CC' egal cu radical din 18 ori 6. Haideți să descompunem. Deci rezultă CC' 18, îl scriem ca 2 ori 9, adică 2 ori 3 la a doua, iar pe 6 îl scriem ca 2 ori 3. Facem acest lucru pentru a nu mai face înmulțirea. CC' va fi egal cu 2 la a doua, lăsăm 3 la a doua ori 3. Ce avem cu puterea a doua iasă ca 2 ori 3 și sub radical va rămâne 3. Deci CC' avem ca fiind 6 radical din 3. Deci am aflat înălțimea. Și dacă am aflat înălțimea acum din acest triunghi, vom putea să-l aflăm pe BC. Deci vom lua triunghiul CC'B cu măsura unghiului C' de 90 de grade și rezultă conform teoremei lui Pitagora că BC la puterea a doua, care este ipotenuza, este egal cu CC' la puterea a doua plus C'B la puterea a doua. BC la puterea a doua este egal cu 6 radical din 3 la a doua plus 6 la puterea a doua. BC la a doua va fi 36 ori 3, ne va da 108 plus 36. BC la a doua va fi 144 și de aici rezultă că BC este radical din 144, adică BC ne va da 12. Și dacă BC este 12, trapezul este isoscel, rezultă că și AD este 12. Deci 12 centimetri. Și de aici vom putea afla perimetrul lui ABD ca fiind AB plus BC plus CD și plus AD. 24 plus 12 plus 12 și plus 12. Și vom obține 60 de centimetri. Deci am aflat că perimetrul trapezului este de 60 de centimetri. La punctul B va trebui să aflăm area trapezului. Area lui ABCD va fi egal cu, noi știm că area trapezului este baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2. Deci în cazul nostru, area lui ABCD va fi AB plus CD ori înălțimea, haideți să o luăm CC', totul supra 2. Noi cunoaștem toate laturile, deci este foarte simplu să aflăm, adică 24 plus 12, CC' ne-a dat 6 radical din 3, totul supra 2. Simplificăm 2 cu 6, sus rămâne 3, iar în paranteză 24 plus 12 ne va da 36 ori 3 radical din 3, deci asta înseamnă că area lui ABCD va fi 108 radical din 3 centimetri pătrați. Acum, la punctul C, va trebui să-l aflăm pe AC. Deci diagonala trapezului. AC se poate afla. Deci noi l-am aflat pe BC ca fiind 12 la punctul A. Îl știm pe AB ca fiind 24, iar atunci AC este foarte simplu de aflat. Din triunghiul ACB, măsura unghiului C este de 90 de grade, pentru că știm din ipoteză că AC perpendicular pe BC. Și atunci aplicăm teorema lui Pitagora sau teorema catetei, putem aplica. Aplicăm teorema catetei și vom avea AC la puterea a doua va fi egal cu AC prim ori AB. Deci ne reamintim și teorema catetei.
Iar de aici rezultă că AC la a doua. AC prim este 6 plus 12, adică 18, ori AB, care este 24. Deci rezultă că AC va fi radical din 18 ori 24. Din nou, este mai ușor să descompunem 18 și 24 decât să facem înmulțirea. 18 este 2 ori 9, adică 2 ori 3 la a doua, iar 24 este 8 ori 3. 2 la 3-a ori 3. AC va fi egal cu... Haideți să vedem, putem să scriem pe 2, avem 2 ori 2 la 3-a, 2 la 4-a, apoi lăsăm 3 la 2-a ori 3. AC va fi egal cu 2 la 4-a, va ieși ca 2 la 2-a de subradical, 3 la 2-a iasă ca 3 și subradical rămâne 3. AC va fi 4 ori 3, adică 12, radical din 3, centimetri. Și mergem la punctul D și va trebui să calculăm sinusul unghiului ACD. Acest sinus al unghiului ACD. Și cum putem face? Noi știm că AD este egal cu BC și le-am aflat ca fiind 12 cm. Și de aici ne uităm în triunghiul ADC. Deci avem triunghiul ADC, unde observăm că avem AD egal cu DC, egal cu 12 cm. Și mai avem pe AC ca fiind 12 radical din 3 cm. Deci rezultă că triunghiul ADC este isoscel. Și ce putem face? Este să ducem înălțimea în triunghiul isoscel. Și îl construim ca fiind DE perpendicular pe AC. Deci ducem DE perpendicular pe AC. Și noi mai știm că într-un triunghi isoscel, dacă ducem înălțimea, pică pe mijlocul laturii, da? Și atunci vom putea lua triunghiul DEC cu măsura unghiului E de 90 de grade. Avem EC ca fiind 6 radical din 3, pentru că este jumătate din AC. DC avem 12 cm și putem aplica cosinusul unghiului ECD. Cosinusul unghiului C, pe care și trebuie să-l aflăm, acest unghi C, care este cateta alăturată, adică EC, supra ipotenuză. În cazul nostru, ipotenuza este DC. Și atunci rezultă cosinusul unghiului ECD egal cu EC. Am zis că este 6 radical din 3, supra DC supra 12. Rezultă cosinusul unghiului ECD ca fiind, simplificăm 6 cu 12, sus rămâne 1 și os 2, radical din 3 supra 2. Rezultă că măsura unghiului ECD este cos de câte grade ne dă radical din 3 pe 2? Cosinusul de 30 de grade. Rezultă că măsura unghiului ECD este de 30 de grade. Deci am aflat că acest unghi de aici este de 30 de grade. Și noi va trebui să aflăm sinusul unghiului ACD. Deci rezultă că sinusul unghiului ACD, adică sin de 30 de grade, este 1 supra 2. Aceasta a fost ultima problemă și vă urez baftă la testul inițial.